Bună dimineața! Astăzi vom începe să citim o nouă carte, Faptele Apostolilor. Vom parcurge primele patru capitole. Cartea Faptele Apostolilor este o istorie dramatică, plină de personaje fascinante. Reprezintă o continuare a Evangheliei după Luca, arătând că noua lucrare a lui Dumnezeu pe pământ nu s-a încheiat odată cu înălțarea lui Isus la ceruri. Lucrarea continuă prin Duhul Sfânt, revărsat peste urmașii lui credincioși. Faptele Apostolilor este singura carte a Noului Testament care ne spune istoria primilor 30 de ani din viața bisericii, atunci când urmașii lui Isus s-au transformat dintr-un grup restrâns și timid într-o mișcare dinamică, plină de puterea primită de la Duhul Sfânt, putere cu care au răscolit lumea. Faptele Apostolilor ne invită să avem credință în Isus ca Domn înviat și să luăm parte la acțiunea extraordinară a misiunii creștine. Deși autorul nu-și dezvăluie numele, există câteva secțiuni în care se prezintă ca unul care a călătorit alături de Pavel. Pavel însuși îl menționează pe Luca, doctorul prea iubit, într-un context din care putem deduce că el nu era evreu. Acest Luca a fost identificat de biserica primelor secole drept autorul Evangheliei care îi poartă numele și al cărții Faptele Apostolilor. Faptele Apostolilor este o carte dedicată lui Teofil, ca și Evanghelia după Luca, deși este evident că se dorește ca această carte să ajungă la un public larg. Pare alcătuită special pentru a fi înțeleasă de neevrei și de evreii din afara Palestinei. Cel mai simplu răspuns la întrebarea când și unde a fost scrisă cartea ar fi acela că a fost compusă înaintea morții lui Pavel, aproximativ 67 după Hristos, mai exact în anul 62 sau 63 după Hristos, la Roma, întrucât acolo se încheie acțiunea cărții. Dat fiind că Luca nu menționează niciodată teribila persecuție declanșată de împăratul Nero în 64 după Hristos și nici căderea tragică a Ierusalimului în anul 70, opinia aceasta pare corectă. Asculți Biblia zilnică, locul în care în fiecare zi citim un pasaj biblic, astfel încât, într-un an, să parcurgem întreaga Scriptură. Faptele Apostolilor 1. Promisiunea Duhului Sfânt și înălțarea lui Isus la cer. Teofil, în prima carte am scris despre toate lucrurile pe care a început Isus să le facă și să învețe pe oameni până în ziua în care a fost luat sus în cer, după ce prin Duhul Sfânt le dăduse porunci apostolilor pe care i-a lăsese, cărora li s-a și înfățișat viu, după suferința lui, cu multe dovezi convingătoare, arătându-li se timp de 40 de zile și vorbind despre împărăția lui Dumnezeu. În timp ce era împreună cu ei, el le-a poruncit: să nu vă îndepărtați de Ierusalim, ci să așteptați promisiunea Tatălui, despre care ați auzit de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Prin urmare, atunci când s-au adunat cu toții, ei l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta vei restaura împărăția lui Israel? El le-a răspuns: nu este treaba voastră să cunoașteți vremurile sau perioadele pe care Tatăl le-a așezat prin propria autoritate. Voi însă veți primi putere atunci când va veni Duhul Sfânt peste voi și veți fi martorii mei în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginea pământului. După ce a spus aceste lucruri, Iisus a înălțat și în timp ce se uitau la el, un nor l-a luat dinaintea ochilor lor. Și cum priveau ei spre cer în timp ce se înălța el, iată că li s-au înfățișat doi bărbați în haine albe, care le-au zis: bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care a fost luat de la voi în cer va veni în același fel în care l-ați văzut înălțându-se la cer. Atunci, ei s-au întors în Ierusalim de pe muntele numit al Măslinilor, care este lângă Ierusalim, departe cât o călătorie permisă în ziua de sabat. Călătoria permisă în sabat era cu puțin peste un kilometru.
Când au intrat în casă, au urcat în camera de sus, unde stăteau de obicei. Acolo erau Petru, Ioan, Iacov, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov al lui Alfeu, Simon Zelotul și Iuda lui Iacov. Toți aceștia stăruiau în rugăciune în același gând, împreună cu femeile, cu Maria, mama lui Isus și cu frații lui. În zilele acelea, Petru s-a ridicat în mijlocul fraților, o mulțime de aproape 120 de oameni, și a zis: Fraților, trebuia să se împlinească Scriptura spusă mai dinainte de Duhul Sfânt prin gura lui David, cu privire la Iuda, care a devenit călăuza celor ce l-au arestat pe Isus. El era unul dintre noi și fusese ales să aibă o parte în slujirea aceasta. Din răsplata primită pentru nelegiuirea lui, omul acesta și-a cumpărat un teren și, căzând cu capul în jos, a pleznit în două pe la mijloc și i s-au vărsat toate măruntaiele. Lucrul acesta a devenit cunoscut tuturor locuitorilor din Ierusalim, astfel că terenul acela a fost numit, în propria lor limbă, Acheldama, adică terenul sângelui. Căci în cartea psalmilor este scris: Să-i fie locuința pustiită și nimeni să nu mai locuiască în ea. Și în altă parte, slujba lui s-o ia altul. Trebuie deci ca dintre bărbații care ne-au însoțit tot timpul cât Domnul Iisus a umblat printre noi, începând de la botezul lui Ioan și până în ziua în care a fost luat sus de la noi, unul dintre aceștia să devină împreună cu noi un martor al învierii lui. Și au propus doi, pe Iosif, numit Barsabas, căruia i se mai zicea și Iustus, și pe Matias. Ei s-au rugat astfel: Tu, Doamne, care cunoști inimile tuturor, arată-ne pe care dintre aceștia doi l-ai ales ca să ia locul în slujirea și apostolia aceasta, de la care s-a întors Iuda ca să se ducă la locul lui. Apoi au tras la sorți pentru ei, iar sorțul a căzut pe Matias, care a fost adăugat la numărul celor 11 apostoli. Faptele apostolilor 2. Coborârea Duhului Sfânt. Când a sosit ziua cinzecimii, erau cu toții împreună în același loc. Cinzecimea era sărbătoarea care avea loc la 50 de zile după Paște. În perioada Noului Testament, sărbătoarea aniversa darea legii pe muntele Sinai. Deodată, din cer, a venit un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic și a umplut toată casa în care ședeau ei. Li s-au arătat niște limbi ca de foc, care s-au împărțit și s-au așezat pe fiecare dintre ei. Toți au fost umpluți de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. În Ierusalim locuiau atunci iudei, oameni evlavioși din orice națiune de sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas uluită, pentru că fiecare în parte auzea vorbindu-se acolo propria sa limbă. Ei erau uimiți și se minunau zicând: Iată, nu sunt oare galileeni toți aceștia care vorbesc? Cum de fiecare dintre noi auzim vorbindu-se propria noastră limbă în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, din Iudeea, din Capadocia, din Pont, din Asia, din Frigia, din Pamfilia, din Egipt, de prin părțile Libiei, dinspre Cirena, vizitatori din Roma, iudei și prozeliți, cretani și arabi, noi toți auzim vorbindu-se în propriile noastre limbi despre lucrările mărețe ale lui Dumnezeu. Toți se minunau, erau nedumeriți și se întrebau unul pe altul: Ce vrea să însemne aceasta? Alții însă își băteau joc și ziceau: Sunt plin de vin. Dar Petru s-a ridicat în picioare împreună cu cei 11 și a ridicat glasul și le-a vorbit astfel: Bărbați iudei și toți cei ce locuiți în Ierusalim,
să vă fie cunoscut lucrul acesta și să ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia nu sunt beți, așa cum presupuneți voi, pentru că nu este decât al treilea ceas din zi, ci aceasta este ceea ce a fost spus prin profetul Ioel. În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice om. Fiii și fiicele voastre vor profeți, tinerii voștri vor avea vedenii, iar bătrânii voștri vor avea vise. Chiar și peste slujitorii mei și slujitoarele mele voi turna din Duhul meu în acele zile și vor profeți. Voi face minuni sus în cer și semne jos pe pământ, sânge, foc și coloane de fum. Soarele se va preface în întuneric, iar luna în sânge, înainte să vină ziua cea mare și glorioasă a Domnului. Atunci, oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus Nazarineanul, bărbat confirmat de Dumnezeu înaintea voastră prin lucrări puternice, minunile și semnele pe care le-a făcut Dumnezeu prin el în mijlocul vostru, după cum voi înși vă știți, pe omul acesta, dat pe mâna voastră după planul hotărât și după preștiința lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor care nu au legea. Cu referire la celelalte națiuni, Dumnezeu însă l-a înviat, dezlegându-l de durerile morții, pentru că nu era posibil să fie ținut de ea. Căci David zice despre el: îl văd pe Domnul tot timpul înaintea mea, fiindcă el este la dreapta mea ca să nu mă clatin. De aceea mi se bucură inima și mi se înveselește limba. Mai mult, trupul meu se va odihni plin de speranță, căci nu-mi vei lăsa sufletul în locuința morților și nu vei îngădui ca sfântul tău să vadă putrezirea. Mi-ai făcut cunoscute căile vieții, mă vei umple de bucurie cu prezența ta. Fraților, cât despre patriarhul David, pot să vă spun cu îndrăzneală că el a murit și a fost înmormântat, iar mormântul lui a rămas în mijlocul nostru până în ziua aceasta. Așadar, pentru că era profet și știa că Dumnezeu îi promisese prin jurământ că îl va pune pe tronul lui pe unul dintre urmașii săi, deci pentru că știa aceasta mai dinainte, el vorbea despre învierea lui Hristos atunci când spunea că nu va fi lăsat în locuința morților și că trupul lui nu va vedea putrezirea. Dumnezeu l-a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martori. Așadar, fiind înălțat la dreapta lui Dumnezeu și primind de la Tatăl promisiunea Duhului Sfânt, el a turnat ceea ce vedeți și auziți, căci David nu s-a suit în ceruri, ci el însuși zice: Domnul i-a zis Domnului meu, șezi la dreapta mea până îi voi pune pe dușmanii tăi să fie scăunași pentru picioarele tale. Să știe bine deci toată casa lui Israel că Dumnezeu l-a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. Auzind aceasta, ei au rămas străpunși în inimă și i-au întrebat pe Petru și pe ceilalți apostoli: fraților, ce să facem? Petru le-a răspuns: pocăiți-vă și fiecare dintre voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre și veți primi darul Duhului Sfânt. Căci promisiunea este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte el depunea mărturie și îi îndemna zicând: mântuiți-vă din mijlocul acestei generații corupte. Astfel, cei ce au acceptat mesajul lui au fost botezați și în ziua aceea au fost adăugate cam 3.000 de suflete la numărul ucenicilor. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în părtășie, în frângerea pâinii și în rugăciuni.
Fiecare suflet era plin de frică, iar prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună și aveau toate în comun. Ei își vindeau proprietățile și averile, iar banii îi împărțeau între toți în funcție de cum avea nevoie fiecare. În fiecare zi continuau să se întâlnească în templu, frângeau pâinea acasă, își împărțeau mâncarea cu bucurie și cu inimi sincere. Îl lăudau pe Dumnezeu și aveau parte de bunăvoința întregului popor. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Faptele Apostolilor 3. Vindecarea ologului de la poarta templului. Petru și Ioan se duceau împreună la templu, la ceasul de rugăciune. Era ceasul al nouălea. Un omolog, încă din pântecul mamei lui, era dus și așezat în fiecare zi la poarta templului, cea numită frumoasă, ca să ceară milostenie de la cei ce intrau în templu, adică în curțile templului. Când acesta i-a văzut pe Petru și Ioan urmând să intre în templu, a cerut de la ei milostenie. Petru, ca și Ioan, s-a uitat drept la el și i-a zis: „Uită-te la noi!” El i-a privit cu atenție, așteptând să primească ceva de la ei. Dar Petru i-a zis: „Argint și aur n-am, însă ceea ce am îți dau. În numele lui Iisus Hristos Nazarineanul, ridică-te și umblă!” Și, apucându-l de mâna dreaptă, l-a ridicat. Deodată, picioarele și gleznele i s-au întărit, a sărit în picioare și a început să umble. Apoi a intrat în templu împreună cu ei și umbla, sărea și lăuda pe Dumnezeu. Tot poporul l-a văzut umblând și lăudându-l pe Dumnezeu. Ei l-au recunoscut ca fiind cel ce stătea și cerea milostenie la poarta frumoasă a templului și au rămas foarte uimiți și mirați de ceea ce i se întâmplase. În timp ce el mergea după Petru și Ioan, tot poporul uimit a alergat la ei în porticul numit al lui Solomon. Văzând aceasta, Petru a zis poporului: „Bărbați israeliți, de ce sunteți uimiți de acest lucru și de ce vă uitați la noi de parcă prin propria noastră putere sau evlavie l-am făcut să umble? Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov, Dumnezeul strămoșilor noștri l-a glorificat pe slujitorul său Isus, pe care voi l-ați dat pe mâna lui Pilat și v-ați lepădat de el în prezența acestuia, cu toate că el hotărâse să le libereze. Voi v-ați lepădat de cel sfânt și drept și ați cerut să vi se elibereze un ucigaș. L-ați omorât pe prințul vieții, pe care Dumnezeu l-a înviat dintre cei morți și ai cărui martori suntem noi. Pe baza credinței în numele lui, însuși numele lui l-a întărit pe omul acesta pe care îl vedeți și cunoașteți. Și credința care este prin Iisus i-a dat această vindecare deplină înaintea voastră, a tuturor. Acum, fraților, știu că ați făcut așa din neștiință, la fel ca și conducătorii voștri. Dar Dumnezeu a împlinit astfel ceea ce prevestise prin gura tuturor profeților, și anume, Hristosul său urma să sufere. Pocăiți-vă, deci, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină astfel din prezența Domnului vremuri de înviorare, și El să-L trimită pe Cel pe care L-a desemnat mai dinainte pentru voi, pe Hristos Iisus, pe care cerul trebuie să-L primească până la vremurile restaurării tuturor lucrurilor, așa cum a rostit Dumnezeu încă din vechime prin gura sfinților Săi profeți. Căci Moise a zis: „Domnul Dumnezeul vostru va ridica dintre frații voștri un profet asemenea mie, de el să ascultați în tot ce vă va spune. Dacă cineva nu va asculta de acel profet, va fi nimicit din popor.” De asemenea, toți profeții de la Samuel și până la toți ceilalți care au vorbit după el au vestit zilele acestea.
voi sunteți fiii profeților și ai legământului pe care l-a încheiat Dumnezeu cu strămoșii voștri, când i-a spus lui Avram, prin urmașul tău vor fi binecuvântate toate națiunile pământului. Când Dumnezeu l-a ridicat pe slujitorul său Iisus, l-a trimis mai întâi la voi ca să vă binecuvânteze, întorcându-vă pe fiecare de la nelegiuirile voastre. Faptele Apostolilor 4. În timp ce Petru și Ioan vorbeau poporului, au venit la ei preoții, comandantul gărzii templului și saducheii, foarte supărați din cauză că învățau poporul și vesteau în numele lui Iisus învierea dintre cei morți. Au pus mâna pe ei și i-au aruncat în închisoare până în ziua următoare, căci era deja seară. Însă mulți dintre cei ce auziseră cuvântarea au crezut și numărul bărbaților credincioși a ajuns la aproape 5.000. În ziua următoare s-au adunat în Ierusalim conducătorii lor, bătrânii și cărturarii, marele preot Ana, Caiafa, Ioan, Alexandru și toți cei care erau din neamul marilor preoți. I-au pus pe apostoli să stea în mijloc și i-au întrebat, prin ce putere sau în numele cui ați făcut aceasta? Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a răspuns, conducători și bătrâni ai poporului, dacă suntem cercetați astăzi pentru o faptă bună făcută unui om neputincios și pentru felul în care a fost el vindecat, să vă fie cunoscut vouă, tuturor și întregului popor Israel, că acest om stă sănătos înaintea voastră în numele lui Iisus Hristos Nazarineanul, pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat dintre cei morți. Acesta este piatra care a fost disprețuită de voi, zidarii, care a devenit piatra din capul unghiului. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan și când au înțeles că erau oameni neinstruiți și de rând, au rămas uimiți și au înțeles că fuseseră cu Iisus. Însă văzându-l stând lângă ei pe omul care fusese vindecat, n-au avut ce să zică. Prin urmare, le-au poruncit să iasă afară din Sinedriu și s-au sfătuit între ei zicând, ce să le facem oamenilor acestora, căci este știut de către toți locuitorii Ierusalimului că prin ei s-a făcut un semn clar și nu-l putem nega. În schimb, pentru ca acest lucru să nu se răspândească și mai departe în popor, să-i amenințăm ca să nu mai vorbească niciunui om în numele acesta. I-au chemat și le-au poruncit să nu mai vorbească deloc și să nu-i mai învețe pe alții în numele lui Iisus. Însă Petru și Ioan, răspunzând, le-au zis, judecați voi înșivă dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu, căci nu putem să nu vorbim despre ceea ce am văzut și am auzit. După ce i-au amenințat din nou, le-au dat drumul, neștiind cum să-i pedepsească din cauza poporului, căci toți îl glorificau pe Dumnezeu pentru cele întâmplate. Căci omul asupra căruia se înfăptuise semnul acesta miraculos de vindecare avea mai mult de 40 de ani. După ce li s-a dat drumul, s-au dus la ai lor și le-au istorisit tot ce le spuseseră conducătorii preoților și bătrânii. Când au auzit ei aceste lucruri, și-au ridicat glasul în același gând către Dumnezeu și au zis, Stăpâne, Tu cel care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele, Tu ai vorbit prin Duhul Sfânt, prin gura strămoșului nostru David, slujitorul Tău astfel. De ce se agită națiunile și de ce cugetă popoarele lucruri deșarte? Regii pământului s-au ridicat cu toții și conducătorii s-au adunat împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său. Căci într-adevăr, împotriva slujitorului tău celui sfânt, Iisus, pe care l-ai uns tu,
s-au adunat în această cetate Irod, Ponțiu Pilat, neevreii și poporul Israel ca să facă tot ceea ce mâna ta și planul tău au hotărât mai dinainte să se întâmple. Și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor și dă-le slujitorilor tăi toată îndrăzneala ca să vorbească despre cuvântul tău. Întinde-ți mâna ca să se facă vindecări, semne și minuni prin numele slujitorului tău celui sfânt, Isus. După ce s-au rugat, locul unde erau adunați s-a cutremurat și toți au fost umpluți de Duhul Sfânt și au început să vorbească despre cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Mulțimea celor ce auziseră era una în inimă și în gând și niciunul nu spunea că vreunul dintre bunurile lui este al lui, ci aveau toate în comun. Apostolii depuneau mărturie cu mare putere despre învierea Domnului Isus și un mare har era peste ei toți, căci nu mai era nimeni printre ei în nevoie, pentru că toți cei ce erau proprietari de terenuri sau case le vindeau, iar prețul lucrurilor vândute îl aduceau și îl puneau la picioarele apostolilor. Apoi se împărțea fiecăruia în funcție de cum aveau nevoie. Iosif, numit de apostol și Barnabas, care tradus înseamnă fiul încurajării, un levit originar din Cipru, a vândut un teren care îi aparținea și apoi a adus banii și i-a pus la picioarele apostolilor. Acesta a fost pasajul biblic pentru astăzi. Te rugăm, Doamne, să reverși Duhul Tău cel Sfânt peste noi și să ne iei în stăpânire. Pune pace și lumină în inimile noastre și ajută-ne să urmăm pe calea Ta și să fim o binecuvântare pentru cei din jur. În numele Domnului Iisus Hristos te rugăm. Amin. Îți mulțumesc pentru că susții proiectul Biblia zilnică prin rugăciunile tale, prin distribuirea clipurilor și prin donații. Găsești linkul pentru a dona în descrierea acestui clip și pe site-ul bibliazilnica.ro. Dumnezeu să-ți răsplătească implicarea. Să ai o zi binecuvântată. Pe mâine!